35 de minute, ascultați Deșteptarea. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Jucăm Dublu sau Nimic în Deșteptarea la Europa FM. Suntem live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM, așa că dacă vreți să ne vedeți îndeaproape, vă așteptăm pe Facebook. De ce? Ai văzut ce față a făcut Luca? Da. Când auzi că e de live pe Facebook? Opa! Da. De câte ori aud asta că suntem live, îmi vine să-mi iau o față din comisia aia de la Loto de pe vremuri. Astăzi avem 800 de euro și indiferent dacă le știi sau nu pe toate, primești un curcan românesc de calitate, alege pene și alege carnea de curcan românesc. Daniel, dacă nu mă înșel, e cu noi din Constanța. Bună dimineața! Salut, Dane! Bună dimineața! Mă cheamă și Daniel, dacă vreau să-ți spui. Cum? Aoleo, stai. Felix. Auzi, Felix, poți să te apropii de o fereastră sau de ceva? E semnalul foarte rău. Și nu te auzi pe... Sunt lângă fereastră. Cam nasol. Fă ceva astfel încât să ne poți auzi în condiții bune ca să și răspunzi, să nu avem după aia discuții. Da. M-auziți mai bine acum? Așa, da, ceva, da. Mai bine, da. Da, Felix, bravo. Da. Și când răspunzi, să repeți răspunsul. Unde ești, Felix? Da. Unde ești de aici? Ești așa blindat și n-ai semnal? Acasă, așa am eu semnalul acasă. Știu, să știi că și eu am necazul ăsta, dar doar în dormitor. Am schimbat și gătaua și tot. Da. N-ai ce să-i faci, e ecranat bloc. Se întâmplă, da. N-avem ce-i face. Ia zi, Daniel, zi-ne câte ceva despre tine. E Felix, mă, lasă-l pe Daniel. Felix, pardon, iartă-mă, gata. Sunt din Constanța, după cum știți, sunt avocat. Oh, cool. Avocat de ce? Ce tip de avocat? Penal, și în civil și în penal. Aha. Da. Ok. Ce mișcă. E bine. Câți ani ai, Felix? Și merge treaba. 39. Mulți înainte. Mulțumesc. Bun, și acum ești acasă singur? Nu, e și soția lângă mine. Aha. Și ea? Avocat? Ea e farmacist. Cum o cheamă? Farmacist. Alina. Alina. Alina și Felix. Așadar, în dimineața asta, la Dublu sau Nimic, ultimul cuplu care a participat aici a luat toți banii. Mhm. Mă bucur. 800 de euro. La fel. Va fi la fel și la voi? Bravo, domnule. Sunt șanse mari, să știi, adică întrebările sunt, ca de obicei, super abordabile. Bine, Felix, ne apucăm de treabă? Da. Dacă răspunde soția, trebuie să răsutești tu ultimul răspunsul pentru a fi valid, da? Da. Gata. Bine. Felix, fii atent să zici tare, plin de energie, da? Vesel, vioi, trebuie să impresionezi juriul. Okay. Bine, hai să începem. Multă baftă, Felix. Tot ce știi, transformă în mii. Beneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio, Dublu sau Nimic, în Deșteptare. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Beneș Curcanul la Europa FM. 100 de euro. Felix, ești cu noi, da? Da. Okay. Am verificat Vlad are dacă... emoții. El se implică foarte rar în întrebările astea de la Dublu sau Nimic, dar în dimineața asta prima întrebare îi aparține. Nu, că nu la asta, mă. Nu, nu vreau să avem probleme de astea de niciun fel. Da, de niciun fel. Să nu fie probleme, domnule. Are o responsabilitate mare. Hai că poate rămâne fără semnal până vă hotărâți voi să dați drumul la prima întrebare. Vă rog, domnul Pastin. Felix, prima întrebare de astăzi, pentru 100 de euro, poate contribui și Alina. În care weekend din această lună se trece la ora de iarnă? Ultimul weekend. În ultimul weekend. Domnul avocat, nu v-am cerut să repetați răspunsul de multe ori? Da. A spus o dată și bine. Dar sper că s-a auzit. Tot s-a auzit și doamna, s-a auzit și domnul, dar... Da, am gândit că spuse să ia, eu am repetat. Da, gata, sunteți conform regulamentului, sunteți foarte bine, bravo! Bravo! Cât de greu e la Dublu sau Nimic? Știi cât s-a frământat Vlad cu întrebarea asta? Că-s 5 weekenduri, da. M-am frământat pe Cum formulăm întrebarea ca să fie foarte clar răspunsul? Te dai mare, de parcă ești primul care face întrebări pentru concursuri. Nu, dar să știi că e o muncă titanică. N-a mai făcut nimeni întrebări pentru concursuri. Nu doar nopți. Erau niște concursuri cu 10 întrebări pe zi, dacă ți-aduce aminte. Tot eu le făceam. Nu e adevărat. Ba da, eu am avut și eu.
Mai, a avut Matale și venit mai târziu. Da. Înainte să veniți noastră, le făcea altcineva. Știu. Așa că... Dar pe urmă le-am făcut eu. Le-am făcut ca lume. Domnul Vlad s-a ocupat. De greu, a? Bravo, Felix. Aveți 100 de euro, mergeți la 200. Bă, vă mai întreb dacă continuați. Nu. Mergem mai departe. Avocat și farmaci. 200 de euro. Pentru 200 de euro, Felix și Alina, să ne spuneți care este cel mai mare deșert nisipos de pe planetă. Sahara. Sahara. Da, nu... Sahara. Sahara. E, mă, nisipos și, adică, da, stâncos, care era? Nu e vorba de stâncos aici. Nu? Dar nu e deșert de orice fel? E numai nisipos? Adică ai introdus un... Ca să fie mai... confuz. Clar, putea fi nu, și deșert împotrivă. Ierbos sau... Ierbos, sunt fel de fel de deșert. Care e deșertul? Deșert ierbos. Deșertul ierbos. Apos ai? Hai să mergem mai departe. 200 de euro, bravo! Mai e și deșertul adipos. Da. Nu știu care e cel mai mare. E bine, răspunsul e lăsați corect. Lăsați așa. E foarte bine. No. Nici nu știm ce ne mai așteaptă. Ia zi, Felix. Mergem mai departe. Mergem mai departe? Bravo, domnule. 400 de euro. Felix și Alina din Constanța sunt în fața întrebării cu numărul 3 din concursul de astăzi. Pentru 400 de euro, să ne spuneți câte cifre, așa zise arabe, există? 9 sau 10 cu 0. În timpul necesar și acordat de 6 secunde, răspunsul pe care îl validăm este 9. 9. Păi și zero, săracu. Ceea ce a spus omul. Da. L-a socotit și pe zero. Păi dar... ia numărele tu. Zero. Numără tu odată. Zero, nu, 1, greu. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Astea sunt. Nu? Da. Da. Din păcate, nu. Era întrebarea a doua din concurs astăzi, dar băieții au zis că e o întrebare capcană și că sunt șanse mari să... E mai tricky, așa am zis. O dea concurentul în bară, ceea ce, din păcate, ți s-a întâmplat ție, Felix, în dimineața asta. Ați ratat. Nu era grea întrebarea, este? Da. Era ușor capcană, dar pentru 400 de euro era mai mult decât abor-legeră, să zic. Abor-legeră. Da. Bine, Felix, să știi că n-ați câștigat banii astăzi, însă v-ați ales cu un curcan de 15 kg de la Peneș Curcanul. E al vostru, sper să-l gătiți cu plăcere. Mulțumim. Vă așteptăm și mâine în deșteptarea. Nu uitați, alegeți să consumați carne de curcan românesc. Verificați originea pe etichetă. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM. I turn them on.